Șefa TVR Doina Grade a fost audiată marți 4 decembrie în Parlament după luni bune în care a evitat să răspundă întrebărilor Comisiei de Cultură din Camera Deputaților. Prezent la audiere, deputatul Bogdan Gheorghiu a scos la iveală o serie de nereguli grave ce se întâmplă sub conducerea acesteia la televiziunea publică. Doina Grade a fost audiată în Parlament pe tema salariilor uriașe, a finanțării festivalului Cerbul de Aur și în legătură cu diversele contracte pe care le-au invitați și colaboratori ai SRTV. Din păcate, am observat că nu se premiază performanța, nu se premiază audiența, dimpotrivă, n-au nicio legătură onorariile cu rata de audiență. Vă dau un exemplu pentru că ar trebui să comparați ce aveți astăzi cu ce ați avut în trecut. Emisiunea Vorbește Liber, realizată de Sorin Avram la TVR, avea rate de audiență mult mai bune decât emisiunea România Nouă, realizată de domnul Cristache. Cu toate astea, domnul Cristache este plătit dublu față de cât era plătit domnul Sorin Avram, așadar sfidează orice logică de bun simț acest mod de a premia realizatorii. Legat de Cerbul de Aur, apropo de faptul că televiziunile private, știți foarte bine, piața de publicitate trece printr-o perioadă nu prea bună, televiziunile private muncesc pentru a putea obține rezultate. Ori la Cerbul de Aur am văzut ceva asemănător unei nunți cu maneliști, fără număr. Orice artist care a cântat la Cerbul de Aur a fost plătit dublu sau triplu față de cât cere în mod normal când participă la un eveniment. Este strigător la cer. Nu ați venit la Comisia de Cultură din martie până în prezent. Am depus 5 solicitări de prezență la audieri în Parlament și dumneavoastră le-ați refuzat sub diferite pretexte. Totodată, la audiere, deputatul Bogdan Gheorghiu a prezentat sumele uriașe pe care le încasează la TVR unii realizatori de emisiuni și invitații lor, prezentați drept analiști independenți. Legat de invitații, care ar putea spune unii că sunt lăudători ai actualei puteri, nu știu, poate fi un punct de vedere subiectiv al meu, dar acești invitații au fost plătiți cu sume între 5 și 15 mii de euro în perioada acestui an. Am și câteva exemple aici. În perioada ianuarie-octombrie 2018, domnul Ionuț Cristache, bine, dânsul e realizator, a încasat 78.298 de euro. Domnul Ion Cristoiu, care a invitat, 9.570 de euro. Domnul Marius Pieleanu, care a invitat, 8.097 de euro. Domnul Radu Soviani, care a invitat, 5.586 de euro. Domnul Mircea Dinescu, care a invitat, 15.149 de euro. Domnul Cristian Gheorghe, care a invitat, 8.774 de euro și probabil că exemplele pot continua. Întrebată de către deputatul Gheorghiu despre salariile și onorariile ce au fost dezvăluite de presă, Gradea a evitat un răspuns clar. Revin și vorbesc despre onorarii. Ele au fost... Deciziile au fost luate în urma negocierii, au fost comisii de negociere, există procese verbale, comisiile numite, nu au fost numai din interiorul SRTV. În momentul în care am stabilit, nu am stabilit eu personal, pentru că nu mă pricep la așa ceva și nu era cazul, ci au fost profesioniști recunoscuți pe piață, referitor la invitați. Sunt invitați și la alte emisiuni, sunt drepturi de autor și pe alte emisiuni. Credeți-mă, sunt sute. Le luăm la mână și le evaluăm de fiecare dată. De asemenea, nu ne putem pune semnătura pe contracte. În afară de semnătura mea, mai sunt încă 10. Șefa TVR a invocat însă clauze de confidențialitate și a refuzat să răspundă la multe dintre întrebări. În schimb, i-a chestionat ea pe membrii comisiei de unde au cifrele. Aș vrea să vă întreb de unde aveți informațiile, dacă doar din presă, pentru că eu nu pot să înțeleg, sunt oficiale, neoficiale, vi le-a dat o instituție care este îndreptățită să aibă acces la aceste date, pentru că să nu uităm, sunt instituții în această țară. Activitatea Societății Române de Televiziune este, din punct de vedere, cel puțin din punct de vedere financiar, extrem de transparentă. Da, domnule, am doar din presă, dar în momentul în care pe prima pagină a unui ziar de mare tiraj din România, cum ar fi Libertatea, și pe alte publicații online sau scrise, tot așa de largă audiență, apar aceste informații, este datoria noastră ca și comisie să ne sesizăm și este datoria dumneavoastră ca manager de instituție să lămuriți aceste lucruri.
Din păcate, le-ați lămurit până în punctul în care ne-ați explicat de niște clauze de confidențialitate și aici se încheie povestea. Deci rămânem de unde am plecat, nu? Situația a culminat săptămâna trecută cu un anunț controversat al TVR, mai exact după ce în presă au apărut dezvăluiri despre sumele uriașe pe care le încasează unii realizatori de emisiuni și invitații lor, prezentați drept analiști independenți. Conducerea televiziunii publice a notificat redacțiile că le solicită să-și dezvăluie sursele. Unul dintre principiile fundamentale ale presei libere constă tocmai în dreptul jurnaliștilor de a-și proteja sursele. În plus, conducerea TVR acuză că au fost publicate informații cu caracter confidențial. Asta deși este televiziune publică finanțată de la bugetul de stat.